Bun venit la această sesiune în care vom vorbi despre rugăciune, puterea rugăciunii. Ce este rugăciunea și cum să ne rugăm? Dumnezeu poate să facă mai mult printr-o persoană care se roagă decât printr-o lume întreagă de oameni care încearcă să facă lucruri în puterea și abilitățile lor. Rugăciunea rămâne pentru mine cea mai mare aventură din viața mea. Și dorim să ni te alături în această aventură, de aceea am invitat aici un prieten drag, Dave Batz, el este președintele misiunii Harvest Prayer și a Comitetului Național de Rugăciune. Dar cea mai importantă pentru mine este prietenia ta. Ai fost o provocare pentru mine ca prieten, în special în domeniul rugăciunii. M-ai îndemnat să fiu un om al rugăciunii, de aceea sunt foarte încântat că putem să stăm azi și să vorbim aici. Știu că toată lumea se bucură de discuția noastră. Dave, aș dori să începem cu lucrurile de bază. E sigur. Bine? Spunem, ce este rugăciunea? În toată lumea, oamenii se roagă. Oameni din toate religiile, bisericile, hinduși, musulmani, peste tot în lume, toți oamenii se roagă. Dar ce este rugăciunea? Într-un sens, trebuie să spun că e o întrebare bună. De fiecare dată când cred că am înțeles-o, sensul ei îmi scapă puțin. Dar ai dreptate, toată lumea se roagă. Într-un fel sau altul. Și există multe căi în care oamenii se roagă, eu aș spune că, de fapt, o putem simplifica spunând că înseamnă să vorbești cu Domnul. Dar cred că trebuie să trecem de asta. Căci nu orice rugăciune este rugăciune. O mare parte reprezintă doar gânduri religioase. Mare parte înseamnă să încerci să obții ceva de la cineva. Una dintre definițiile mele preferate. Și îți mulțumesc pentru introducere, dar și eu sunt pe cale, la fel ca tine, și, și încă mai am mult de mers. În viața mea, definiția care m-a ajutat este că rugăciunea este partea de conversație a relației cele mai importante de dragoste din viața mea. Este relația cu tatăl, cu fiul și cu Duhul Sfânt. Deci, este o relație, dar nu doar o relație. Este, este partea conversațională și este o relație de dragoste. Pot avea relații cu o mulțime de oameni, dar nu întotdeauna e o relație de dragoste. Dar asta este diferit de orice altceva față de oricine. Da, această comuniune și comunicare în relațiile de dragoste adevărate, cel puțin în relația cea mai apropiată, relația cu soția mea, trebuie să existe și să aibă loc acea comunicare. Și acea comunicare nu doar se dezvoltă din relație, ci și îmbogățește relația. Da. Absolut. Acum, această discuție va fi urmărită de mulți oameni din locuri și contexte diferite. Care este diferența dintre rugăciunea ca act religios și ceea ce discutăm noi? Adică această relație, conversație care crește dintr-o relație profundă cu Dumnezeu? Care Sigur. este diferența dintre ele două? Eu aș spune, apropo, că rugăciunea religioasă poate avea loc în orice religie, inclusiv în religia noastră, creștinismul. Rugăciunea religioasă este izvorăște din religie, care nu este altceva decât efortul omului de a lua legătura cu Domnul și de a-L aduce pe Dumnezeu la nivelul Lui. Dar tipul de rugăciune despre care vorbim noi nu este religioasă, nu se referă la religie, ci se referă la o relație, la Dumnezeu care a inițiat acea relație de dragoste. Dumnezeu a iubit mai întâi și El este Cel care vrea acea relație. Cu adevărat dorește asta. Adesea am fost adus din nou și din nou pe genunchi de realitatea că Dumnezeu vrea să petreacă timp cu mine mai mult decât vreau eu nu încerc eu să-l conving de ceva pe Domnul, sau să manipulez forțe, sau să încerc cumva să mă înalți pe mine undeva, ci este răspunsul meu dat lui Dumnezeu, care mă iubește în mod duimitor Și, atenție, vrea să petreacă timp cu mine. Da, știi, m-am rugat religios <laughs> pentru multă vreme, chiar înainte de a-l cunoaște pe Isus și a deveni realitate în viața mea. Știi, dar am observat un lucru interesant. Întotdeauna falimentam. Nu aveam niciodată acea liniște și pace absolută. Nu eram nici înăuntru, nici afară. Era totul o nebuloasă. Rugăciunea mea suna cam așa. Ok, am căzut la test. Doamne ajută-i pe părinții mei să înțeleagă de ce am picat. Scoate-mă din bucluc. Amin? Apoi, după ce l-am întâlnit pe Isus, rugăciunea a luat o nouă dimensiune. Viața mea s-a schimbat total. Pentru că acum eram înăuntru, să spunem așa. Nu prin faptele proprii, cum ai spus, ci prin dragostea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Am fost primit de un Dumnezeu sfânt. Și cred că acesta este unul din Sigur. lucrurile care pentru mine reprezintă diferența între rugăciunea religioasă și rugăciunea ca parte a relației cu Dumnezeu prin credința în Hristos. Absolut. Este... Prin harul lui Dumnezeu, noi nu merităm asta. Mm. Se bazează total pe dragostea lui. Astfel putem intra în prezența lui Dumnezeu sfânt. Pentru că el ne iubește și avem acest har. Trebuie să ne amintim mereu că Dumnezeu a inițiat asta. El o dorește. Iar asta schimbă rugăciunea. Dacă înțelegi cine este Dumnezeu, rugăciunea ta se schimbă. Dacă tu crezi despre Dumnezeu că El este un moș Crăciun ceresc, care nu vrea decât să-ți dea tot felul de lucruri dacă știi cum să le ceri. Atunci așa vei cere, dar nu va exista nici pocăință, nici sfințire, nimic de felul acesta. Sau poate ai un alt Dumnezeu care, care este rău, întotdeauna mânios întotdeauna judecă și tu trebuie mereu să cauți o modalitate de a-L îmbuna, să, să îi câștigi bunăvoința pe baza forțelor tale. Sunt, sau poate Dumnezeul tău este Dumnezeul din Star Wars, forța. Nu o persoană, ci ceva ce poate fi manipulat și folosit. Deci, cine este Dumnezeu, înțelegerea ta cu privire la El va schimba rugăciunea ta. De aceea îl iubesc pe Dumnezeul Bibliei, care ia inițiativa în dragoste pentru mine și care dorește o astfel de relație prin care pot să am această relație conversațională cu El. Știi? Este un verset în Biblie, în 1 Ioan, care spune: Dumnezeu este dragoste, esența lui Dumnezeu. El este sfânt, absolut pur dar este și dragoste. El ne iubește atât de mult încât l-a trimis pe Isus să ia pedeapsa pentru păcatele noastre. Cunosc mulți oameni care se roagă, dar sunt plini de mânie. Așa este. Unul din motive este că tot ce văd este un Dumnezeu mânios și se roagă în încercarea de a-i potoli mânia. Domnul Isus a stins mânia lui Dumnezeu prin moartea lui pe cruce luând asupra lui pedeapsa păcatelor noastre ca să putem avea această relație. Și cred că lucrul acesta despre care vorbea este ceva foarte profund, fiindcă atunci când oamenii încep să caute și să vadă că Dumnezeu îi iubește, atunci credința răsare și lucrurile se schimbă total. Dar dacă tu crezi că Dumnezeu este mereu mânia pe tine și nu vezi mai degrabă că te iubește, e ceva acolo. Cum ți se pare asta? Duci lucrurile la un nivel personal. Îți dai seama, există anumite relații în care am intrat și nu cred că acei oameni doreau să vorbească cu mine. Și nici eu nu eram foarte interesat să petrec timp discutând cu ei. Știam, nu sunt interesați. Dar am fost și în situații în care mi-am putut da seama, îmi pun tot felul de întrebări, mă atrag în discuție, îmi dau seama că vor să fie cu mine. Așa este Dumnezeu. Da, min, vreau să vă încurajez pe toți care ne ascultați să știți că Dumnezeu vă iubește. Rugăciunea nu e încercarea ta de a-l potoli pe el și de a-ți face datoria față de el, el te iubește și te cheamă în prezența lui pentru a avea o relație cu tine. Asta e adevărata rugăciune.